Vă salut pe toți cei care mă urmăriți. Am cumpărat de pe EMAG două stații de emisie recepție de la PNI. Este un cadou pentru băiatul meu de 6 ani, că el este pasionat de lucruri de genul ăsta, poliție, pompieri, salvare, tot ce are sirenă și stație și vreau să se joace cu prietenul lui. De a polițiștii, de a pompierii, ce vrea el. Și am zis să iau niște stații din astea mai bune, să vedem cum funcționează, să-i creeze așa o stare cât mai reală la joacă. Vreau să le desfac, să văd cum arată și să le probez. Așa arată cutia, PNI, stație radio portabilă, două bucăți, văd că merg cu baterie R6, acoperire până la 6 km, deci ar trebui să fie bune de ceva. Niște date tehnice aici, folosește 4 baterii AA, nu sunt incluse. Clemă, curea și așa mai departe. Hai să le desfacem să vedem cum arată. Niște capace. Aici una din... hai să scot asta cu totul. Sunt mititele, sunt simpatice, micuțe, uite, îmi încap în toată palma, sunt galbene, exact culoarea lui preferată, au o antenă înaltă, groasă, dacă spun că bat până la 6 km, înseamnă că de asta este așa mare, asta probabil e butonul de deschiderea frecvenței. Aici nu știu ce mai are. Dacă se desface, ar trebui, că văd că are un spațiu, dar nu pot să cuprind. Mi-arată un semn frumos să bași ceva căști. Stați că nu... nu focalizează asta cum trebuie, nu știu dacă se vede. Are un semn acolo. Vreau să conectez ceva, căști, habar nu. Meniu. Buton de col cu lacăt. Astea două probabil sunt butoanele de navigare prin meniu. Habar n-am ce meniu poate să aibă. Money, iar nu știu ce înseamnă, microfon. Asta e difuzorul. Să vedem cum arată înăuntru la baterii. Deci 4 baterii tip AA. Eu nu știu dacă am, trebuie să mă uit în casă să văd dacă găsesc. Trebuiesc 8 baterii pentru amândouă, ca să le fac și o probă. Restul așa sunt simpatice, îmi plac, hai să o desfac și pe a doua. Sunt foarte simpatice. 1, 2. Mă duc să caut niște baterii să văd dacă am să facem și o probă. Are o cărticică. Să vedem dacă... Da, îți indic aici cum trebuie folosite. O să mă uit peste ea să văd cum se folosesc. N-am găsit prin casă baterii din astea AA. Am desfăcut și eu telecomenzile de la televizoare și am reușit să iau 4 baterii, măcar așa să văd cum funcționează una din ele.
Asta este volumul. Asta e volumul. Așa. Deci caut frecvențele, probabil. 1, 2, 3. Ia mă, să încerc să focalizez un pic mai bine. 4, 5. Da, astea mai mult ca sigur sunt frecvențele. Of. Acum cred că am închis-o. Acum sună. Habar n-am ce fac astea aici. 60. Ia. Da, în lipsa celei de-a doua nu cred că o să pot să-i fac un test ca lumea. În orice caz trebuie să mă uit în carte, că eu unul nu am mai avut și nu știu cum se folosesc. Nu pot fi foarte complicate, dar trebuie văzut în carte ce rol are fiecare buton și cum se folosește. O să mă duc în oraș să cumpăr baterii, să le bag la amândouă și pe urmă o să văd cum funcționează. Între timp citesc și cartea și pe urmă o să le fac o probă și vedem cum funcționează. Așa sunt foarte drăguțe, v-am spus, sunt chiar simpatice, micuțe. Sper că o să fie încântat de ele, așa că o să continui clipul după ce o să procur baterii și pe urmă o să-i fac și proba și vedem concluziile generale. Am cumpărat din oraș baterii din astea AAA 8. Hai să încerc să le montez și să vedem cum funcționează stațiile astea două. M-am uitat un pic așa pe carte. Nu e foarte complicat. Trebuie să înțeleg un pic cu frecvențele alea. Am impresia că prima cu care m-am jucat eu am dereglat-o puțin, dar o să vedem acum cum pot să o reglez. Am văzut că e un pic cam periculoasă stația asta în general. Zice că nu trebuie să ții mâna pe antenă când o folosești. Au o emisie puternică și o recepție la fel de puternică și ar putea să creeze probleme. Hai să vedem să montez bateriile în funcție de cum îmi arată acolo înăuntru. Ok, vine una așa și una așa. Și cu astea. Am închis-o deocamdată. Să vedem și cu astea la fel. Puse așa cum ne indică. Ok. Și ultima. Ei, 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 da, se aude ceva. Va trebui să găsesc o a doua persoană. Deocamdată le-am închis pe amândouă. M-am dus să găsesc o a doua persoană
să le fac o probă. Se aude? Vulpea 1 către Vulpea 2, recepție. Vulpea 2 către Vulpea 4, recepție. Dihorul a intrat în vizuină, repet, dihorul a intrat în vizuină. Dihorul prins, repet, dihorul prins, pat. Ai prins dihorul? Da. Ține-l așa până când sosesc echipajele. Ok, am reținut. Ok, bine, încheiat. Are la magazin. Mai repetă că nu am înțeles. Mai adun tu că eu sunt aici pe post să salvez unitatea. Da, da, tu ești ăia cu salvamontiștii, cu da. Bine, închid transmisia deocamdată. Da, e un pic cam ciudată, face un zgomot cam tare când stă pe liber, să zic așa. Ați văzut, uite, zgomotul ăsta de fond, e un pic cam enervant și nu știu de la ce poate să fie. Frecvențele sunt potrivite pe canalul 1. De auzit, se aude, se poate comunica, însă... Da, văd că are și melodii de apel. Dar trebuie să-i fac ceva să nu se mai audă zgomotul ăsta de fundal, e prea puternic. Sorul meu e, să zic, la 50 de metri distanță. O fi asta chestia. Recepție! Cred că l-am închis. Se aude? Dihoru! 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 Dihoru, se aude? Nu se mai aude dihoru. Un pic cam ciudățele, nu știu fiul meu dacă o să se descurce el foarte bine cu ele. Eu de asta încerc să le setez, să le potrivesc, să fie direct potrivite. În orice caz, el o să apese pe butoanele astea, de le vor găsi toți dracii și le va deregla, dar asta e, le vom regla din nou. Se mai aude? Se mai aude? Ok, păi cam atât și despre stațiile astea. Sper să fie tot ok, să-i placă, să meargă, să funcționeze, să nu se strice foarte repede, având în vedere că le va folosi un copil. Eventual poate mai cumpăr o pereche să fie în casă acolo, la vreo drumeție, ceva, deci nu pentru joacă. Poate merg undeva cu prietenii, la o drumeție, cu bicicletele, undeva, pe un teren accidentat, în pădure. Nu strică, sunt bune. Vă mulțumesc pentru atenție, pentru faptul că v-ați uitat la acest clip. Sper să vă fi plăcut. Dacă v-a plăcut, abonați-vă la canal. O să vedeți ce public periodic, când pot, când am ce să vă arăt. Până data viitoare,
mult spor la treburi și numai bine.